cred că ne este hărăzit un drum căruia noi îi zicem drumul vieții și căruia filozofii zic drumul cunoașterii sau drumul sorții, calea sorții. În fond, un drum înseamnă nu numai mișcare, nu numai călătorie, este și un act inițiatic. Drumul ne proiectează în destin, ne proiectează într-o zonă de lumini și umbre ale ființei noastre, adică într-un necunoscut pe care vrem să-l aflăm. Și am putea spune, ca și mari romantici, că toate drumurile duc spre interior, duc, de fapt, în interiorul nostru. Și dacă ne mai plimbăm un pic prin filozofie, ne aducem aminte că Socrate vorbea despre o mișcare cu abateri, de o mișcare cu rătăciri, iar Hegel de un drum al absolutului, al spiritului universal în istorie, iar Heidegger, mai aproape de noi, vorbea despre drumurile întrerupte ale cunoașterii. Drumuri reale, drumuri posibile. Un drum care putea să se întâmple, dar nu s-a întâmplat. Drumul în Siberia, căci părinții academicianului Mihai Cimpoi figurau în lista celor care urmau să fie deportați numai pentru proprietate de 2,5 hectare de pământ. Destinul însă a fost îndurător, evitând deportarea și făcându-i posibil drumul spre centrul cunoașterii, care s-a întretaiat mereu cu revenirile acasă. De aici plecăm în lume, de aici revenim, este de fapt singura revenire posibilă în această lume, acasă. Și aveți aici împreajmă pe sora dumneavoastră. Vă bucurați sau ce sentiment trăiți dumneavoastră când vine Mihai Cimpoi pe la Larga? Foarte, și pe la dumneavoastră. Foarte mult mă bucur, l-aștept. Mă pregătesc pentru dânsul să ritraiesc. O soră este așteptare. Da. Ca și o mamă de altfel. Da, sigur. Dar în lipsa mamii, sora este tot o mamă, sigur, da. Bineînțeles. O casă părintească nu poate să-ți producă o altă sugestie sau o altă nostalgie mai bine exprimată de Octavian Goga, de ce m-ați dus de lângă voi, de ce m-ați dus de acasă. Să fi rămas picior la plug, da, să fi rămas la coasă. Da. Da, dar pentru dumneavoastră a fost bine că ați plecat de lângă... De la coasă. Coasă. Da, dar... Stați o clipă că e vorba de o altă coasă, o coasă intelectuală care e cu mult mai subțire, mai rafinată și care întâlnește cu mult mai mult buruieni, bălării decât aici, decât cele care sunt în ograda casei părintești. Și nu întotdeauna coasa spirituală uneori este întâlnită cu mai mult răutate, de cei criticați, de cei luați la coasă decât buruienile care întâlnesc coasa adevărată. Depinde de coasă, de calitatea ei, dacă este fină, dacă este ascuțită, ea tai, cum zice soara mea. Ați învățat-o dumneavoastră sau știi din proprie experiență? Nu, este sora mea, sora mea care poate mănui bine și coasă, ca și mine de altfel din copilărie. Deci ea cred că are deja bine bătută mâna, ca să spună, și eu am bine bătută mâna în celălalt domeniu intelectual. Adică vreți să spuneți că cei pe care i-ați scosit nu s-au supărat pe dumneavoastră niciodată? Nu, n-aș zice chestiunea asta, aș zice numai că coasa mea este bună. Printr-un semn tainic eminescean, aleea seculară cu teia copilăriei se va lega de aleea clasicilor literaturii române, adevărat altar al spiritualității noastre. Eu găseam aici un paradis, un început de altă lume. În fond mă transferam din contingent în transcendent, deci într-o lume a frumuseții, a mirezmelor
care reprezintă eternitatea, după cum am înțeles mai apoi din semnificațiile pe care le-a adăugat Eminescu teiului. Teiul alături de floarea albastră erau florile dragi lui Eminescu. Și erau florile care însoțeau atât idilile pământești, dragostea pământească, precum și florile care veneau din de mai adânc, din eternitate, pentru a străjui și somnul de veci de care el vorbește în Mai am un singur dor. Toate drumurile existenței noastre trec prin inima lui Eminescu, spunea Nicolae Iorga. Care din aceste drumuri ați mers spre Eminescu? Cred că pe toate drumurile am mers spre Eminescu, toate drumurile m-au dus în acolo. Cred că fără Eminescu n-am fi cunoscut atât de bine și atât de adânc lumea, atât de m-aș fi pătruns de puterea destinului și de acea înțelegere profundă a lumii ca o carte, ca drum care duce spre taina cărții, spre semnul care a fost codificat acolo. Eminescu este mereu icoana noastră spirituală, este Biblia lucrătoare care ne ajută să ne formăm, să devenim, fiindcă este cel care impune paradigma noastră culturală, deci modelul cultural după care ne modelăm și care ne ajută să ne deschidem orizonturile culturii noastre spre Europa și spre lume. Eminescu zice într-un poem că în mine bate inima lumii. Deci această inimă care bate în Eminescu se aude și ne conjugă cu alte arealuri culturale, cu alte țări și cu alți oameni ai planetei care sunt îndrăgostiți de stele, visează și gândesc în basme și vorbesc în poezii. Activitatea eminescologică a lui Mihai Cimpoi s-a concentrat în cărți de referință, interviuri cu oameni de cultură și traducători din întreaga lume, prin înființarea Centrului Academic Internațional Mihai Eminescu. Distinsul om de cultură a dăruit acestui centru, unic în tot spațiul cultural românesc, o bună parte a bibliotecii sale personale. Forul internațional se desfășoară sub egida UNESCO, expresia recunoașterii universale a valorii lui Eminescu, dar și grație faptului că avem în Republica noastră un important eminescolog, autorul unor investigații fundamentale despre opera eminesciană și a unor dialoguri pertinente cu traducători ai lui Eminescu din toată lumea. Firește, este vorba despre academicianul Mihai Cimpoi, care... este o personalitate de prim rang în cercetarea eminescologiei. Reputatul om de cultură Dimitrie Vatamaniuc a continuat munca sizifică a lui Perpesicius în editarea operei integrale a lui Eminescu și iată una din concluziile la care a ajuns, uluitoare pentru noi. Am ajuns la o concluzie foarte importantă și anume că aici la Chișinău aveți un centru Eminescu și noi la București nu-l avem. Biblioteca Națională i-a fost adevărata universitate. Aici, tânărul cărturar, iubitor de poezie, a înființat clubul literar Miorița. Drumul spre bibliotecă a fost de fapt drumul spre lume, văzută borgesean ca bibliotecă. Aici m-am format ca cititor, ca om de cultură. De aici, în fond, mi-am început cariera mea de cărturar din 1960. Deci sunt, de fapt, un etern cititor, fiindcă nimic nu există mai plăcut decât citirea, dulcea mea zăbavă, după cum spunea atât de bine cronicarul. Și
cred că universul este o bibliotecă, așa cum îl concepea Borges și așa cum îl concepea și Eminescu al nostru. Deci în cărți s-a codificat întregul univers, întreaga lume, în aceste semne, fiindcă eu cred că o carte, cartea este o mare minune a lumii, a opta sau poate chiar prima. Pe academicianul Mihai Cimpoi l-a preocupat în mod deosebit fenomenul exilului. Exilul face parte din destinul românesc, spunea Mircea Eleade. În fundamentala istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, exilul basarabian este considerat de reputatul critic literar drept exil interior. Avem un Călinescu al nostru, s-a spus despre Mihai Cimpoi, la numeroasele lansări ale celor trei ediții. Acum la Fundația Culturală Română e în curs de apariție cea de-a patra ediție revăzută și completată. Această istorie deschisă a literaturii române era așteptată de mult, de îndrăzneala unui om. Și el este azi mândria mea, fostul elev, academician Mihai Cimpoi. Această carte, o carte eveniment, este în fundamentul ei, este o lucrare de gânditor. Este opera unui filozof al culturii, care nu face numai istorie a literaturii, ci și o istorie a spiritului basarabean în evoluția lui. Este o istorie pe mare întindere, o istorie tragică, mai mult decât dramatică. Deci o istorie tragică în sensul că e vorba de o ruptură de spiritualitatea românească în ansamblu de ei. E tragică fiindcă obstacolele în calea limbii românești au făcut ca acolo evoluția normală a actului scris, a cuvântului scris, să fie mai lentă și nu la înălțimea la care a putut să evolueze. Cartea este în egală măsură și un document, fiindcă ea reproduce, ea adună, mai exact ca într-o arhivă, adună și numele obscure ale celor care n-au scris decât 3-4 poezii sau au publicat doar o schiță sau o novelă. Cred că valoarea deosebită a cărții constă însă în altceva. În afară de faptul că este o meditație despre cultura românească în Basarabia, despre scritura românească în Basarabia, ea este o formă de întregire a istoriei literaturii române. Este foarte important că această istorie rămâne deschisă pentru viitor, da, pentru ziua de mâine. Sublinierea din titlu este foarte interesantă și aș spune fără precedent, pentru că nu am văzut până acum vreo istorie a unei literaturi să fie considerată o istorie deschisă. Deschisă în sensul că este pasibil de întregiri. Orice lucru al cugetului nostru, al mâinilor noastre, este pasibil de perfecțiuni, de completări, de nuanțări care aduc un plus de relevanță. Perioada postbelică a fost una de teroare intelectuală, dar și una de rezistență rizomică față de procesul de deznaționalizare și ideologizare comunistă. Fenomenul exilului este analizat într-un volum special Critice 2, Centrul și marginea, apărut la Craiova în 2002. Însuși criticul a trecut prin calvarul exilului interior, fiind marginalizat, supus criticilor oficiale și interzicându-i să publice în anumite perioade. Așa cum am avut parte și de o cale rătăcită impusă de teroarea istoriei, Mihai Cimpoi, împreună cu elita intelectuală, a pornit hotărât când au bătut vânturile înnoirii pe calea adevărului. Căile vieții s-au interpătruns cu cele ale culturii. Pornind spre orizonturile acesteia și devenind un filosof al culturii, Mihai Cimpoi a putut spune că este un om de cultură devenit un destin.
Pe traseile cunoașterii care sunt nebănuite ca și căile Domnului, Mihai Cimpoi a pășit cu fermitate și cu credință în valorile noastre culturale, creștine și laice. Sunt deosebit de bucuros să salut din toată inima și să rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze viața domnului academician Cimpoi pentru valoarea pe care a adus-o dânsul, în primul rând, în cultura universală a vieții noastre contemporane. Ca fiu al Basarabiei noastre răstignite de atâtea ori, domnul Mihai Cimpoi, de când l-am cunoscut personal, a rămas statornic rodul acestui pământ românesc plin de mormintele eroilor, de sângele vitejilor și de altarele noastre sfinte presărate de-a lungul și de-a latul țării românești în întregimea ei. De când l-am cunoscut, cum spuneam, domnul academician a fost aproape de biserică și a fost aproape de biserica noastră strămoșească de mare preț acum când familia domnului academician Mihai Cimpoi, familia de acasă și familia culturii, cea de la academii, cea de la mai multe academii și din viața culturii noastre românești se bucură, ne bucurăm și noi. Sunteți plini de idei, domnul academician, plini de poezie, plini de istorie, de filosofie, de tot ce este frumos și împodobește viața omului, de totdeauna. Lucrarea despre Brâncuș, spre exemplu, poate să o citească oricine, elevul de la școală și până la academicianul de o universitate. Poate să o citească și să vadă înțelesurile nevăzute și nesimțite și nepipăibile acestui gigant al artei noastre românești, care e Constantin Brâncuș. Pentru ceea ce a adunat și sistematizat într-o viață de om, i s-a acordat titlul de membru de onoare al Academiei Române și de membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. În această calitate, coordonează programe academice, dicționare, elaborate de cele două academii. Academicianul Eugen Simeon, președintele Academiei Române, vorbește despre Mihai Cimpoi ca despre un stâlp al vieții culturale din Basarabia, ca despre un reputat critic literar pe care primul i l-a semnalat, ce curios, zice Eugen Simeon, Constantin Noica. Domnul Mihai Cimpoi este membrul Academiei Române. Acest lucru este foarte important pentru că prezența lui și a celorlalți membri de peste Prut reprezintă o reîntregire simbolică a Academiei Române încă de la fundația ei. Și anume, cum se știe, Academia Română a fost înființată de intelectuali din toate zonele românității, inclusiv trei, dacă mi-aduc bine aminte, din Basarabia. Domnul Cimpoi este, după părerea mea, un om, ceea ce Nichita Stănescu numea un om de bază. Sau tot el spunea, cred că îi se potrivește această formulă, domnul Cimpoi, bărbat țeapăn și zâmbit. Eu aș spune bărbat țeapăn și calm și bine orientat cu rosturi foarte precise în lumea românească.
Este om învățat, este un critic de mâna întâi, după părerea mea. El a scris o istorie a literaturii românești din acea parte a românității, care este Basarabia. Participă la toate marile evenimente ale culturii noastre. Are un destin al lui pe care și l-a construit cu migală în vremurile grele. Am toate motivele să fiu onorat de prietenia lui Mihai Cimpoi. Am toate motivele să-l citesc cu interes. Am toate motivele să colaborez la revistele noastre. Nu spun o noutate, dar cred că e bine să o repet, și anume că în vremuri foarte confuze, cultura reprezintă un punct de reper. Și România a trecut și trece încă printr-o fază de confuzie. Nu știu cât de necesară, nu știu cât de inevitabilă. Noi trebuie să ne ținem firea. Intelectualii, în genere, trebuie să țină firea în aceste momente. Și ca să parafrazez un autor care știu că îi place foarte mult în Mihai Cimpoi, și anume îl parafrazez pe filozoful Noica, el își ține firea, își cunoaște rosturile și este un om cu rost în tot ceea ce face. De aceea îi urez să trăiască mult și bine și fericit, să fie drept, și vreau să-i amintesc că oamenii de valoare au obligația morală să trăiască mult. Mihai Cimpoi s-a consacrat refacerii unității spațiului cultural românesc. În cazul domniei sale, ar fi mai potrivit să vorbim despre un complex de activități, căci de mai mulți ani este conducătorul Breslei scriitoricești de la Chișinău. Această uniune de creație s-a impus ca o prestigioasă instituție de cultură și a supraviețuit vitregiilor sociale și indiferenței autorităților grație eforturilor uneori disperate depuse de Mihai Cimpoi. Indiferent de unde bat vânturile și valurile, Cimpoi este cel care intervine, apără, insistă să fie ocrotită cultura și să fie ajutați și respectați creatorii de valori. Este în fond criticul tuturor generațiilor, istoricul literar al tuturor perioadelor, susținătorul valorilor și animatorul vieții culturale de pe ambele maluri ale Prutului. Vorbind mereu despre integrare, aproape că uităm că și noi de noi românii avem nevoie de o integrare. Toate valorile noastre din țară, din diaspora, din spațiul basarabean și nord-bucovinean se cer puse sub semnul unității culturii românești. Împreună cu prozatorul Eugen Uricaru, președintele Uniunii Scritorilor din România, Mihai Cimpoi editează în serie nouă revista Viața Basarabiei, care promovează valorile literare comune. În calitate de vicepreședinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, Mihai Cimpoi organizează împreună cu profesorul Victor Crăciun Poduri de Flori și Poduri de Conștiință Românească, contribuie la instalarea busturilor marilor noștri înaintași și elaborează ediții de felul Corpusului Eminescu în 10 volume. Toate întâlnirile noastre fundamentale de suflet și grai românesc au avut loc sub semnul lui Eminescu. Cred că de vreo 13 anișori acest semn ne-a condus mereu, unic și adevărat, în unitatea spirituală a tuturor românilor. Rezumând, am putea spune că opera și personalitatea lui Mihai Cimpoi se poate pune sub semnul dreptei cumpene românești, care este și un simbol cheie eminescean. Se bate miezul nopții în clopotul de aramă și somnul vameș veții nu vrea să-mi ieie vamă, pe căi bătute adesea vrea mintea să mă poarte, să asamăn între olaltă viață și cu moarte, și cum până-am gândirii și azi nu se mai schimbă, căci între amândouă
stă neclintita limba.